Ca în fiecare din ultimele ediții, primăvara culturală giurgiuveană s-a transformat într-un real maraton cultural, facilitând giurgiuvenilor iubitori de frumos prezența în fața unor spectacole deosebite. Mâine seară sunteți invitați la o întâlnire de suflet cu unul dintre cei mai apreciați actori români ai momentului, maestrul Dorel Vișan. Organizatorul întâlnirii, Centrul Cultural Ion Vinea, promite că va fi o întâlnire informală. Este o seară mai nonconformistă, cum am vorbit cu maestru. Practic nu se va lega de un subiect sau de anumite roluri pe care le-a avut, nu va evolua într-o piesă de teatru, va fi, așa cum a sugerat și dânsul, o întâlnire de suflet, o discuție liberă cu publicul, amintiri și, de ce nu, cred eu, anticipez o aplicare mai mult pe literatură. Nu este prima dată când maestrul Dorel Vișan vine în fața publicului de la Giurgiu, iar întâlnirea de mâine seară se anunță una pe care nu trebuie să o ratați. Invit, bineînțeles, pe această cale iubitorii teatrului și nu numai a reperilor, valorilor noastre autentice ale culturii românești, iată, la o seară de 21 aprilie la Ateneul Bălănescu. Spectacolul va începe la orele 19. Spectatorii sunt invitați să se prezinte mai devreme în sală, iar intrarea se face numai pe bază de invitații.